Un norvegian s-a îndrăgostit de România și vrea să câștige campionatul național de drift. Competiția va fi la Pro Arena și pe Voio. Jürgen are 27 de ani și a ajuns în România datorită driftului. Norvegianul pilotează o mașină de 320 de cai putere cu care vrea să dea lovitura în campionat. I had some practice sessions in Russia for a little bit, but it was in Romania where I first really got into the sport. 80 de piloți din 6 țări fac spectacol în acest weekend pe circuitul din Mureș la a doua etapă de drift. I enjoy how friendly people are here. Everyone knows each other. If we have a problem with the car, everyone is helping each other.